Nu doar mâine, 13 noiembrie, sărbătorim Ziua Informării Preventive, ci în fiecare dată de 13 ce pică marțea. Pompierii susțin că ghinionul ce ne gândim noi că ne paște într-o astfel de zi, ni-l facem de cele mai multe ori singuri, în special prin lipsa de informații. Dacă ne informăm, putem preveni. De aceea, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Basarab I organizează Ziua Porților Deschise, între orele 10 și 14, atât la reședința instituției din municipiul Târgoviște, cât și în subunitățile de intervenție din județ, cum ar fi detașamentele de pompieri Pucioasa, Moreni, Titu și Găești, precum și gărzile de intervenție din Voinești, Fieni, Cornești, Răcari, Vișina și Potlogi, unde vizitatorilor le va fi prezentată tehnica de intervenție din dotare și modul de utilizare acesteia. Tot în cursul zilei de marți, 13 noiembrie, se vor organiza puncte de informare preventivă la sediul Inspectoratului, în centre comerciale din municipiul Târgoviște și la Universitatea Valahia. Cu această ocazie se vor desfășura activități de informare preventivă a cetățenilor privind riscurile generatoare ale unor situații de urgență, măsuri de prevenire a acestora și reguli de comportare în momentul producerii unor situații de urgență, iar vizitatorii vor primi diverse materiale informative. Mai mult decât atât, pompierii vă invită și la un joc. Dacă ați fotografiat sau desenat o pisică neagră, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Basarab I vă invită să participați la concursul de fotografie și desen, cea mai simpatică pisică neagră.